Doamnelor și domnilor, am revenit aici în platoul Iașul TV după o plimbare până la aeroportul din Iași și înapoi. Venim în cea de-a doua parte a ediției de astăzi cu un cadou interesant, pentru că tot vine luna cadourilor, se apropie luna decembrie, luna în care cu toții ne propunem în fiecare an să fim mai buni, să fim mai darnici, mai blânzi și totodată să ne hrănim mai mult sufletele, să fim alături de cei dragi, alături de oameni frumoși. Vă propun și eu să fim în această a doua parte a ediției de astăzi. Îl avem alături de noi, invitat în platoul Iașul TV, pe domnul Stelorian Ion, impresar de artiști de renume, care vine la Iași, se întoarce la Iași cu două evenimente de excepție pentru luna decembrie. Bună ziua și bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Spuneam, două evenimente frumoase pe care le oferiți în dar publicului care dorește în această perioadă destul de încărcată din toate punctele de vedere să-și mai hrănească sufletul cu, și mintea totodată cu evenimente frumoase. Despre ce e vorba? Este vorba în primul rând despre un concert de colinde susținut de către Armonia, Corala Armonia din Constanța, un grup de 20 de studenți teologi și preoți, înființat în 2001. M-am gândit că un cor de asemenea amplitudine și volum, sunt 20 de voci, ei cântă muzică religioasă și dar și muzică și folclor românesc din toate zonele României. Și am zis să fie o alternativă la spectacolele domnului Hrușcă, care oricum în fiecare an și anul acesta pe 24 și pe 25 decembrie va ține la Teatrul Național acest eveniment. Dar acesta este un spectacol puțin mai ieftin față de cel de la Teatrul Național. Eu am făcut și o propunere primăriei, am dat un număr de invitații pentru gratuit, cu titlu gratuit pentru cei de la Azilul de Bătrâni, care poate să deplaseze, bineînțeles, pentru acest eveniment, având în vedere că este și partea religioasă a lucrurilor, dar este ceva deosebit. Deși au câștigat pentru mai multe, de mai multe ori titlul mondial al coralelor bărbătești din lume, în Canada, în Germania, în Spania, la Roma. Sunt invitați aproape în fiecare an în Israel. Și muzica, pe lângă faptul, știți foarte bine, colindele românești sunt foarte plăcute și cred că avem unul dintre cele mai frumoase folcloruri de acest gen din lume. M-am gândit că publicul va fi nu numai încântat, dar este și o lipsă. Înainte, când am intrat prima dată în Iași la facultate, aici se obișnuiau ca părinții să fie colindați de grupuri întregi, cum ar veni, de prieteni, așa, care duceau 15-16 oameni și care oricum, știți foarte bine, că atunci trebuie să dai niște daruri și chestii de genul ăsta. Și cred că prețul biletelor fiind între 60 și 120 nu este ceva exas așa, dar acum va fi într-o sală de evenimente, este greu ca să aduci câte 20 de oameni ca să îți... Înainte știți foarte bine că doar boierii erau colindați de un asemenea cor, da. Cor, bineînțeles, iar partea noastră, cum ai văzut, adică țărănimea, noi ne colindam între noi, cum ar veni, ca așa. Și am zis, pe lângă faptul că muzica este foarte plăcută și interpretată pe diferite voci, ei sunt de excepție, sunt invitați aproape în fiecare an pe la diferite biserici de aici, din zona Iașului, și acum ei vor mai avea un concert chiar pe data de 17 la o biserică chiar din cadrul Iașului, la o comună chiar în aceea zi cu noi. Deci sunt foarte solicitați, sunt foarte buni, sunt solicitați așa. Turneul lor începe pe data de 2 decembrie și se va termina pe 22 decembrie, fiecare zi, susținând cam chiar și câte 2-3 concerte pe zi. Bun, spuneați despre prețul biletelor, unde va avea loc concertul, că asta nu am spus? La sala Agora, Providența, chiar este în domeniul dânșilor, adică sala, mi spunea aici, Mitropoliei, parcă, nu? A Moldovei. O sală foarte frumoasă, presupun că de mulți... o mare parte din public o cunoaște. Acolo am jucat pentru prima dată spectacolul cu, cum îi spune, Horia Brenciu, în 2008,
dacă mi-aduc aminte, ei acum au mai modernizat-o, este căldură foarte, e foarte bine întreținută sala, are acustică foarte bună. Singura chestie că nu este în anfiteatru, dar scena și asta permite, mai ales pentru aceste tipuri de evenimente, spectacole, concerte, nu este absolut nici fel de problemă de vizualizare sau de... Prețurile biletelor sunt doar în funcție de poziționarea în sală. Am centrat bine scena pe centru ca să poată să vizioneze de peste tot așa și eu și cine să fie mulțumit de calitatea concertului. S-ar putea să fie și filmat concertul pentru ca să creăm un CD pentru anul viitor. Și cam astea sunt. Deci sala Agora, fosta Providența. Da. Există parcare foarte mare, deci este una dintre salele care au acces la tot confortul respectiv. Biletele de pe bilete.ro și cred și spectacole Iași. Așa. Spectacole Iași la domnul Benone se găsesc și bineînțeles fizic am pus pentru cei care doresc și aici nu sunt comisioane pentru vânzarea biletelor, este un magazin de blănuri situat în parcarea hotelului Moldova, între Moldova și intrarea la Palace Mall. Programul de la 10 până la 8 seara. Biletele sunt foarte ca poziție foarte bună și la toate categoriile de prețuri și la ambele spectacole și la domnul Vasile Șeicaru și la... Trecem la spectacolul la colindele, lui Vasile Șeicaru, un nume interesant, un nume care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, vine la Iași Vasile da, Șeicaru. Și care în ultima perioadă nu prea a ținut concerte cu public în țară, mai mult afară. El se întoarce după un turneu în Anglia și în Germania, care l-a susținut în toamna aceasta, începând cu luna septembrie, în sfârșitul lunii septembrie și toată luna octombrie, chiar și în luna noiembrie. Mi se pare că a fost ultimul la Dortmund, a fost în 5 sau 6 noiembrie. Jucat cu sălile închise și, în general, culmea, știți, chiar în instituții de cultură, de cult. Adică în biserici, acestea care ei au început să le folosească ca elemente de culturale, cum ar veni, sau în alte scopuri. Și s-a jucat cu casa închisă. Bine, majoritatea publicului în vârstă și de vârsta dânsului, muzica Cenacului Flacăra este super cunoscută. Ei atunci au fost lansați toți folcliști cu Hrușcă, adică sunt prieteni cu Ducu Berții. Au discografie foarte mare, fiecare în jur de 5-6 albume și cu piese de referință pe fiecare album, adică într-un album găsești câte 2-3 piese hituri, nu ca acum un hit care este remixat până la absolut, ca să poți să genereze aceeași stare. Și sunt ferm convins că Aruncarea în valuri, Antiprimăvara sau piesa În orașul cu foaia de tei, chiar dacă piesa a fost scrisă pentru Galați, dar în țară avem Iași și mai... Are mai mulți tei ca Galați. Are mai mulți tei ca Galațiu. Bine, Galațiu. Are și tei, are și plope, are tot ce-i trebuie. Da, toate orașele au. Dar atunci așa a fost cu dedicație, dar el iubește totdeauna Iași, nu are niciun... Și majoritatea artiștilor mari iubesc Iașiu și le dor ca să concerteze. Săl de spectacole nu prea avem. Din păcate, asta e o problemă, într-adevăr, cu care ne da, chiar sunt uimit pentru că văd că acum, după pandemie, lumea este foarte doritoare și merg la foarte multe evenimente, se joacă cu casa închisă foarte multe spectacole, orașul s-a mărit din punct de vedere probabil și al tranzitului și al calităților artistice, cei de la operă și am văzut că au început să ridice calitatea spectacolelor care le susțin. Corpul de balet am văzut și ei că au început să prindă viață puțin mai bine față de ce era înainte, în comparație cu ce cunosc eu, adică partea sovietică, adică și Ucraina, și Belarusia, Azerbaijan, toate statele care sunt acolo, au o anumită calitate a baletului, a operei, chestii de genul ăsta, cultura, ceea ce le-a impus. Și fiecare trebuie, cu tradiția lui. Da, nu trebuie să impune, pentru că în Viena și în tot spațiul european și american, cei mai buni sunt
ne paru de acest război, dar sunt ruși, într-adevăr, că ruși, că sunt Azerbaijan, noi numim ruși, dar Rusia este mare, Kazahstan, orașe, adică state care nu mai aparțin Rusiei de acum, au cel puțin armenii, sunt printre cei mai buni cântăreți de operă și muzicieni, adică violoniști, pianiști. Avem și noi pianiștii noștri, da, trebuie să spunem. Nu spun că nu avem, dar avem foarte mulți pianiștii cântă afară. Da, trebuie să adică, chemăm să cântăm adică mai numai, des. Nu au acces aici, au acces aici, dar sunt foarte bine cotați afară, interpretează și chestia și noi întotdeauna am încercat să aducem ce putem să facem. Noi suntem particulari, cum ar veni, și începem să îmbinăm partea economică cu partea artistică, astfel încât să ne putem să aducem și ceva de calitate și în și cu prețul mai rezonabil, pentru că acum cheltuielile sunt foarte mari de deplasare, închirierile de săl și chestii de genul ăsta. Da. Trebuie să spunem că Vasile Șeicaru nu vine singur, ci vine împreună cu Nicolae Matei, da, la claviaturi. Așa că va fi spectacolul și mai... Da, bineînțeles. Spectacolul, folcul este de foarte mare calitate. Presupun că din... El chiar își dorește ca să facem un turneu în România sub impresarul Radu Groza, probabil ați auzit de dânsul și știți foarte bine. Anul acesta, începând din 2025, în toată România, pentru a... a reînvia, deși folcul este ascultat, adică scos pe scenă, pentru că majoritatea nu joacă pe scenă, nu susțin concerte pe scenă, mai mult în sălile, cum îi spune, în piețele publice sau chestii de genul ăsta, care totuși au un mic inconvenient. Publicul dorește acest stil de spectacol, fără niciun de preț, sau această calitate interpretativă, dar nu este publicul țintă, dedicat. Într-o sală de spectacol, în momentul când cineva vine și îți cumpără bilet, el atunci vine și ia exact pentru el. Și atunci o să vedeți, este o altă trăire, este un alt fenomen care se generează din punct de vedere emoțional și cultural, bineînțeles. Și acest spectacol cu Vasile Șeicaru și Nicolae Matei se va desfășura tot în fosta sală Providența din zona Cug, da, actuala sală Agora. Trebuie să spunem că acesta va avea loc pe data de 17 la decembrie, de la ora 19, da. Da, și să amintim și faptul că pe 10 va fi primul eveniment, tot de la ora 19, tot pe la 10 sala va fi, Agora. Da. Bun, Vasile Șeicaru, un personaj care n-a mai venit într-adevăr de mult prin Iași, de mulțișor prin Iași. Da, nu în țară, nu mai la Iași. Deci chiar și el asta spune aici, uite, am ani de zile de când n-am mai... A fost și pandemia asta în care s-au retras, le-a mai fost și frică după asta să nu... Virusul ăsta, adică fiecare... E și vârsta, știți cum este. Dar acum asta de ce? S-a zis, da, hai să mai facem un turneu în toată România, ce se poate face și... Asta voiam să spun, că e important să participăm la astfel de evenimente, mai ales ținând cont de faptul că, iată, din păcate, săptămâna trecută, în doar câteva ore, am pierdut doi artiști importanți ai României, da, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu, care au dispărut de noi. Și a mai dispărut tot în aceea cună, în aceea zi, și un regizor, îmi scapă acum numele, bine, mai puțin mediatizat, normal, dar artiștii... Da, cuna dumneavoastră dimineață Batu și da, la câteva ore am aflat și de... De Gabriel Cotabiță. Da. Din păcate, într-adevăr, lumea a rămas mai săracă cu mult în ceea ce privește partea artistică. Da, se îmbunătățește ceruri mai mult. Se da, ducă din partea... păcate, se concertează mai mult pe acolo decât pe aici. Da. De aceea, ăsta este îndemnul și aș vrea chiar să și încheiem ediția de astăzi cu o piesă a lui Gabriel Cotabiță, dar mai avem până atunci 3 minuțele și aș vrea să vă întreb cât de dificil mai este să aduceți artiști și să... Pentru că spuneați că e o perioadă în care costurile cresc, în care totul de exemplu, dacă e volatil, așa. Nu vreau că... Nu e ca o laudă sau chestia, am încercat... Deci am 4 categorii de prețuri, 80, 60, 80, 100 și 120. Ceea ce nu găsiți în celelalte săli de spectacole, cel puțin acum din Iași, dacă facem comparație cu Iașiul, am încercat
prețul de 60 la ora actuală este un preț minim, având în vedere că mai mult de 42% din taxa unui bilet se duce prin impozite și taxe către stat. Deci, asta sunt reguli, trebuie respectate și atunci, practic, sunt două pachete de țigări pentru unii, dacă faci comparație, iar două pachete de țigări le fumezi într-o zi, pe când un concert... Și poate... îți dăunează grav sănătății. Până de faptul că dăunează grav sănătății, asta știm cu toată lumea, dar astea sunt elemente pe care, adică, la una, câteodată la un concert, asemenea concert, practic, o dată în viață. Chiar dacă te duci la 7 concerte cu același artist, fiecare spectacol este unic în felul lui, chiar dacă se interpretează aceleași piese sau... Vorbim și chiar de muzica clasică, care acolo chiar se interpretează aceleași piese, dar dirijorul își pune amprenta și are cu tot și tot altă tonalitate, altă... De aceea Ceribidache și cu mulți alți dirijori ai noștri au fost renumiți, pentru că poate să impulsioneze față de alții altfel spiritul care se desfășoară în timpul evenimentului. Am dat exemplul ăsta pentru că astea sunt cele mai relevante și același lucru se întâmplă și cu aceste concerte care sunt susținute de Brânciu, de Ștefan Bănică. Chiar Ștefan Bănică va ține astăzi un spectacol la Botoșani, la Suceava, în piață, cu ocazia zilei de echipurile de Ziua Marii a Unirii, dar știm foarte bine că pe întâi va fi, nu se va putea ține acest tip de concert. Deci, starea emoțională care se creează este cu totul la fiecare concert, în funcție de public, în funcție de zi, în funcție de cum se simt și artiștii, că și ei sunt totuși oameni. Și asta noi vrem, cei care sunt mai în vârstă, adică ca artiști, să-i scoatem la scenă. Dar și ei spun câteodată, domne, nu se poate. Așa probabil că a fost și cu Sheikal, n-a vrut să cânte anumite. Acum a zis, el a zis, da, ce sunt de acord. Și încercăm să-l repunem pe... adică să le aducem. Pe circuitul României. Da. Are foarte multe compoziții bune de ale dânsului. A avut un spectacol în toamna asta cu Ducu Berți împreună la Cluj. A fost nebunie curată. Trebuia concertul să țină 2 ore, a ținut 3 ore și 20 de minute. Sunt artiști într-adevăr mari. Asta înseamnă să fii un artist valoros și să te strige lumea și de multe ori la să ai discografie. Da, bineînțeles. Nu vreau acum să spun alte nume de tineret și chestii de genul ăsta ca să nu cumva să zic că am ceva cu unul din... Nu, sunt și tineri care au, dar sunt și tineri care nu au și sunt și cei în vârstă care poți, au doar cavă. Nu poți, la 25-30 de ani să ai o discografie de câte 40-50 de piese. Nu, e greu. Aia sunt americani, sunt alte unde acolo este industrie de impresariere, nu de spectacole sau chestii de genul ăsta. E cu totul și altceva, adică... Ați văzut, Michael Jackson a murit și avea 1200 de piese deja puse deoparte, din care selecta, încă nu putea să cânte 1200 și ceva de piese. Sperăm să ajungem și noi la un moment dat la nivelul, măcar la jumătate da, din nivelul americanilor. Noi deocamdată suntem ca să putem să copiem, pentru că nu ne permite piața să ne extindem. Nu că n-am avea valori. Deci valorile sunt, dar pormele sunt trase afară pentru că dânsii au sistemul managerial bine pus la punct, toate chestii așa, sistemul de contracte, în care artistul nu prea se simte bine cum se simte la noi. Așa e. Într-un contract de impresariere, așa, noi vedem că râde și zâmbește, dar nu-i râsul lui și nici zâmbetul. Bun, deci 10 și 17 decembrie, sala Agora, 2 concerte de excepție. Fosta Providența, da? Fosta Providența, în capăt Cug. Vă mulțumesc tare mult, s-a terminat timpul, din păcate. Iar noi, dragi telespectatori, în afară de faptul că vă invităm la aceste două evenimente, vă invităm să ascultăm pe finalul ediției de astăzi o piesă a regretatului Gabriel Cotabiță. Dumnezeu să-i odihnească în pace atât pe Gabriel Cotabiță cât și pe Marius Bațu. Și sperăm, și pe toți mari artiști care așa, s-au dus. Așa, sigur că da. Și sperăm din tot sufletul să chiar nu mai pierdem asta, alții. Chiar anul ăsta s-au dus destui. Să fie 2025 un an în care să avem parte de mai puține pierderi și de mai multe câștiguri. Așa să fie. Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați Doamne fost și astăzi alături. Și toate cele bune spectatorilor dumneavoastră, privitorilor dumneavoastră și vă așteptăm la spectacole.
Cu acest gând încheiem ediția de astăzi. Până data viitoare, să aveți o minte aspră și inimă blândă. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei. Vă invit să rămâneți alături de Iași TV Live și totodată vă invit ca pe 1 și 8 decembrie să ieșiți responsabil la vot.